Încă o dată se dovedește faptul că improvizațiile electrice pot conduce la moartea unor oameni. Un puternic incendiu a izbucnit noaptea trecută într-un apartament din Petroșani, în care se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani. Din păcate, omul nu a mai putut fi salvat, chiar dacă intervenția pompierilor a fost una promptă. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Petroșani și-a pierdut viața în urma producerii unui incendiu la locuința acestuia. Noaptea trecută, în jurul orei 2, pompierii detașamentului Petroșani au fost alarmați cu privire la producerea unui incendiu într-un apartament din localitatea Petroșani. Salvatorii s-au deplasat la locul intervenției cu 2 auto speciale cu apă și spumă, o autoscară de lucru la înălțime, o ambulanță smurd și o auto specială de primă intervenție și comandă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent într-o încăpere a imobilului, existând degajări mari de fum în apartament și pe casa scării. Din păcate, chiar dacă incendiul a fost localizat în 3 minute de la sosirea forțelor de intervenție, în încăpere incendiat a fost găsit decedat un bărbat. Fiul acestuia, care se afla în apartament la momentul producerii incendiului, a reușit să se salveze la timp, neavând nevoie de asistență medicală. Pe tot parcursul intervenției, nu a fost necesară evacuarea locatarilor. Pompierii, folosind pentru îndepărtarea fumului de pe casa scării și apartament un ventilator special. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric în apartament, fiind identificate mai multe improvizații electrice.